plin scandal al mutrii ambasadei la Ierusalim, Dragnea a trimis fostul aghiotant în vizit oficial în Israel. Adrian Meledinoiu, fostul ofițer SPP responsabil de protecția lui Liviu Dragnea, devenit partener de afaceri al fiului liderului PSD, conduce o delegație oficială în Israel, în perioada 22 la 25 aprilie. Vizita, de iuna oficial, a fost ținut la secret. Singurele informații despre aceasta regăsindu-se într-o stenogramă a biroului permanent al Camerei Deputaților. Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Public, prezint procesul prin care fostul aghiotant al lui Dragnea a ajuns să conduc, în calitate de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, delegații oficiale în Israel. Domnul Meledinoiu, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, se află în vizit oficial în Israel. E posibil ca Idna Dăncil să se alture însoitorilor domnului Meledinoiu? Nu, nu am greșit ierarhia. Meledinoiu are un traseu de carieră interesant. În 2005, după ce a absolvit Liceul Militar și Academia Militar Studii de Liceu, a lucrat câțiva ani în armată, inițial la o unitate de pregătire, apoi la una specializată în culegere de informații despre inamic. În 2008, domnul Meledinoiu a trecut la mai, dar nu oriunde, ci la controversata unitatea Vila, creată în 2003 ca unitate de elită antitero, direct în subordinea ministrului de interne. Adică unul din nenumăratele servicii secrete din România. În 2009, Agvila a fost desfinat prin absorbie în jandarmerie, în mijlocul unui scandal privind deturnarea de fonduri de C3 conducerea unitii de elit. Meledinoiu s-a transferat la SPP, ocupându-se deci de paza demnitarilor. În 2012, s-a întâmplat evenimentul care i-a schimbat via, a fost desemnat aghiotantul ministrului Liviu Dragnea. Gurile rele spun ce fidelitatea fa de demnitar a fost atât de mare încât a ajuns în conflict cu conducerea SPP. Certe ce în 2015, domnul Meledinoiu a plecat din SPP, devenind consilier parlamentar la cabinetul domnului Dragnea. În paralel, actualul secretar de stat a lucrat ca asistent manager la Grand Silos SRL, conform declarației de avere. Presa zice ce această firmă ar fi de fapt o subsidiară a vestitei Teldrum. În 2017, a fost numit pentru secretar de stat la SGG,
post pe care l-a părăsit pentru o scurt perioadă în timpul rebeliunii Grindeanu, revenind în mandatul Tudosei rămas neatins după înscunarea doamnei. Dencil. Eliberat de constrângerile viei militare, domnul Meledinoiu i-a dezvoltat profilul de om de afaceri, fiind acționar la două firme, alături de domnul Valentin Dragnea, nu e coincident de nume, conform relatrilor de presă. În declarația de interese a domnului Meledinoiu mai apare doar una singură, una care vinde pantofii de lux. Astăzi, domnul Meledinoiu conduce delegația României în Israel, având pe agent, printre altele, discuția despre mutarea ambasadei la Ierusalim. E posibil ca IDNA Dencil să se alture în suita domnului Meledinoiu în zilele următoare. Nu există nicieri la guvern informaia oficial ce domnul Meledinoiu este în Israel, nici ce DNA Dencil ar urma să plece mâine. Dar găsim pe pagina Camerei Deputaților, în stenograma BP, solicitarea deputatului reprezentând minoritatea evreiască, să i se aprobe să le însoască pe domnul Meledinoiu, nu pe DNA Dencil, ci pe domnul Meledinoiu, scrie Ovidiu Voicu pe Facebook.